Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii noastre, aleși sub lupa Focus Press. De această dată vreau să vă prezint pe unul dintre consilierii județeni, care a fost ales și vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța după alegerile locale din septembrie 2020. Petre Enciu are 39 de ani, este membru USR din 2016, chiar președinte al USR Megidia și membru în biroul județean al USR Constanța. Enciu și-a obținut diploma de inginer la Universitatea Politehnică din București, iar apoi și-a continuat cursurile în Franța la Institutul Național de Politehnică din Grenoble, unde a urmat cursuri de master și un doctorat în matematică aplicată în inginerie, informatică și inginerie electrică. Din 2017 și până la numirea sa în funcția de vicepreședinte CJC, Enciu a fost managerul la Vomatic Expert SRL, firmă pe care a și fondat-o și în cadrul căreia funcționează o spălătorie de textile. Această firmă a fost deschisă cu fonduri printr-un program național de finanțare. În 2019, la Vomatic Expert SRL a obținut o cifră netă de afaceri de peste 590.000 de lei, dar și o pierdere de 169.000 de lei. Petre Enciu este și unul dintre cofondatorii unui startup din Grenoble, Vesta System SAS, o companie ce are ca obiect de activitate dezvoltarea de produse software pentru optimizarea eficienței energetice a clădirilor. În cadrul firmei franceze, el a activat ca inginer software cercetător până la câștigarea alegerilor locale din 2020. Potrivit declarației sale de avere, consilierul județean și vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța nu deține niciun teren, niciun imobil, doar o mașină, un BMW. Deși are două credite de peste 180.000 de lei în total, în 2019 Enciu și-a împrumutat firma din România cu peste 59.000 de lei, dar și USR cu 25.000 de lei. În 2019, Enciu a încasat de la firma din Grenoble peste 136.000 de lei. Mai multe detalii despre Petre Enciu, declarațiile sale de avere și de interese în materialul video ce urmează și în articolul de pe focuspress.ro. Sunt membru USR încă de la început, de când, dacă vă mai amintiți, a apărut Uniunea Salvați România cu acel scor istoric la alegerile locale din București. Practic pe mine m-a mobilizat acest succes pe care l-a avut USB-ul în 2016 la alegerile locale și am decis să fac pasul către politică alături de acest partid, exact după alegerile locale din 2016. Atunci Nicuși Ordan a dat un semnal clar, lumea se săturase de vechea clasă politică, da? Deci l-am vins pe Cătălin Preduriu în acele alegeri și am zis că este oportun, pentru că până atunci nici nu visam să intru în partidele mari, nici nu mă gândeam la lucrul ăsta. Și văzând acea victorie, am decis să fac pasul către USB, mă rog, ulterior a devenit USR. Dar de ce vă doreați viață politică? Pentru că credeam că, și încă cred că, este un pas important pe care trebuie să facem mulți dintre noi pentru a schimba ceva în peisajul politic și în administrația acestei țări. Deci, noi ca și cetățeni avem datoria să ne implicăm în viața politică și unii dintre noi au datoria de a se desprinde din societatea pur civilă și a face pasul către politică. Da? Trebuie să contribuim la îmbunătățirea acestei administrații care, pe bună dreptate, de 30 de ani încoace ne-a dezamăgit cu vechile partide. Da? Îmi doream de mult să intru în politică, dar nu se putea.
Eram conștient că nu se poate cu partidele vechi, pentru că știți care era opinia societății civile în trecut. Băi, ca să intri într-un partid mare trebuie să dai bani, trebuie să, nu știu, să te bage cineva, să ai o pilă, să ai nu știu ce. E, când am văzut că se înființează acest partid, Uniunea Salvați România, am zis că, băi, pare a fi un partid pe bune și s-a dovedit a fi, pentru că acolo am descoperit o echipă de oameni interesanți, da, și inteligenți, o echipă ok. Și iată-mă astăzi candidând în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Am fost mereu alături de partid, am rezonat mereu cu ideile promovate în interiorul partidului. Am ajutat partidul ori de câte ori a fost nevoie și am putut să fac treaba asta. Drept urmare, am participat la alegeri și iată-o în funcția de vicepreședinte. Puteți să vă prezentați pe scurt, da, pentru cei care nu vă cunosc? Păi sunt inginer cercetător. Am terminat Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Energetică, în 2005. Imediat după facultate am plecat la universitate din străinătate, la Institutul Național Politehnic din Grenoble, unde mi-am continuat studiile, deci acolo mi-am realizat proiectul meu de licență, după care am făcut un master în cercetare, după care am făcut un doctorat. În perioada doctoratului am migrat oarecum pe partea de software aplicat în inginerie. Deci mă pot considera un inginer și în energetică, dar și software, pentru că de atunci până în ziua de astăzi am numai de software m-am ocupat. După doctorat am înființat un startup în aceeași localitate, în Grenoblă. Este un startup care se ocupă cu dezvoltarea unor sau industrializarea unor idei inovatoare în mediul acesta de eficiență energetică al clădirilor, dar doar partea de software. Și am lucrat în acest startup până înainte să ajung vicepreședinte de Consiliul Județean. A trebuit să renunț. În 2015, la începutul anului, m-am întors acasă în România și am continuat să lucrez pentru acest startup remote. Da? Deci am un profil de inginer, sunt inginer, am lucrat pe foarte multe proiecte de cercetare și în start și în acest startup Vesta System și pe perioada doctoratului. Eu mă consider potrivit pentru funcția de vicepreședinte, având în vedere această experiență în mediul academic. Deci eu vin practic din mediul academic, practic și startup-ul nostru a fost, ca să zic așa, într-o directă colaborare cu universitățile din Franța, cu mai multe universități din Franța. Voiam să vă întreb, pentru că ați candidat pe listele partidului USR pentru Consiliul Județean Constanța, ați devenit Consiliul Județean, vă așteptați să fiți propus și ales și vicepreședinte? La moment, depinde de despre la ce moment ne raportăm. Înainte de alegeri, asta se știe și, cred că și în spațiul public și în interiorul Alianței, normal, cel mai potrivit, după părerea mea, cred că era domnul Remus Negoi. Da. Deci încă nu avuseseră loc alegerile parlamentare. În schimb, domnul Negoi a ales drumul Parlamentului și în acel moment, da, cred că am fost cel mai potrivit din grupul Alianței USR Plus pentru a ocupa această funcție de vicepreședinte. Dar, repet, nu mă așteptam, nici n-am vrut să mă gândesc la treaba asta, pentru că eram de părere că domnul Remus Negoi ar fi putut ocupa această funcție și era mult mai legitim decât mine să ocupe această funcție. În momentul când domnia sa a luat decizia de a merge pe calea Parlamentului, atunci, ca să zic așa, m-am activat și am zis, băi, trebuie să candidez și eventual să ocup această funcție.